Bine ați venit la Mănăstirea Putna, cea din tâi ctitorie a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare a pus piatra de temelie a mănăstirii sale, cele dragi, cum este numită mai târziu, în 1466, pe 10 iulie. Trei ani mai târziu, în 1469, pe 3 septembrie, chiar de ziua Sfântului Teoctist, un cuvios din secolul VI, care al cărui nume era purtat de mitropolitul țării, Teoctist I al Moldovei, care l-a uns domn pe Ștefan cel Mare. Deci în ziua de 3 septembrie 1469 a sfințit mănăstirea sa. Au fost atunci la sfințire, spune cronicarul, 64 de preoți. Când Ștefan cel Mare a dorit să facă aici mănăstirea, a fost purtat de gândul lui Dumnezeu. Un gând binecuvântat, un gând înnoitor, un gând sfințitor, care l-a purtat până aici și care l-a îndemnat, înainte de a începe zidirea mănăstirii, să-l întrebe și pe duhovnicul său, Danin Sihastru, dacă într-adevăr gândul său este de la Dumnezeu. Și atunci Ștefan cel Mare face un act de smerenie și îl întreabă pe Danin Sihastru, care vețuia în chilia aceasta în apropiere, dacă ceea ce dorește să facă este binecuvântat de Dumnezeu. Și Danin Sihastru îi confirmă. De 3 ani de zile avea o vedenie în care vedea un stâlp de lumină, un stâlp de foc, care se înălța până la cer, chiar de pe locul actualei mănăstiri. Și interiorul acestei lumini erau îngeri care cântau. Aceasta se întâmpla în noaptea de Paște. După 3 ani de zile, Dumnezeu i-a trimis răspuns, în urma rugăciunii, despre semnificația acestei vedenii. Pe acest loc, voievodul țării va face mănăstire. Și așa s-a convins Ștefan cel Mare că este gândul lui Dumnezeu ceea ce a primit el ca să facă aici mănăstire. Primind confirmarea de a face aici locaș de închinare lui Dumnezeu, Ștefan cel Mare, după cum era obișnuința vremii de atunci, s-a urcat pe o înălțime, pe un deal în apropiere, care astăzi se numește Dealul Crucii, și de acolo a săgetat. Săgeata lui s-a înfipt într-un paltin. Acel paltin se afla pe locul unde este astăzi altarul. O bucată din acel paltin se păstrează până astăzi în muzeul mănăstirii. Cronicarul spune că a doua săgeată a picat în locul unde se află astăzi poarta de intrare, iar un copil de curte ar fi tras mai tare decât Ștefan cel Mare și săgeata lui a căzut în spatele mănăstirii, pe un deal din apropiere, astăzi se numește Dealul Sion, și în cinstea acelui copil, Ștefan cel Mare a zidit o biserică din lemn, care între timp s-a risipit și în 2006 s-a construit alta nouă. Casa domnească pe care o vedeți în incinta mănăstirii este zidită pe locul fostei case domnești ai lui Ștefan cel Mare. Se observă astăzi câteva, o parte din ruinele casei domnești a lui Ștefan cel Mare, și când s-a început construcția acestei noi case domnești, s-au folosit în construcția ei o parte din vechile pietre de la construcția lui Ștefan cel Mare. Pe locul actualei case domnești, înainte de a fi ridicată, s-au făcut săpături arheologice. La câțiva metri adâncime s-au găsit câteva oseminte de călugări, semnul prezenței unui cimitir monahal și inclusiv implicit a unei vieți monahale înaintea domniei lui Ștefan cel Mare. Printre acele oseminte erau și unele galbene, bine mirositoare, frumoase, adică erau sfinte moaște, ceea ce arată că înălțimea vieții duhovnicești a monahilor dinaintea lui Ștefan cel Mare, a vetrei sihăstrești care exista aici, era una aparte. Aceasta se întâmpla prin 1984. Din cauza regimului comunist, au trebuit să fie reîngropate acele sfinte moaște într-un mormânt din cimitirul actual al mănăstirii. Fiind prima ctitorie a Marelui Voievod, Ștefan cel Mare a dorit să facă din Putna și o Academie de Arte Frumoase. Pe lângă aceasta, însuși stilul arhitectural al mănăstirii este unul aparte, este un stil care a apărut în epoca sa, pe care el și meștrii săi l-au gândit și care astăzi se numește stil ștefanian sau stil moldovenesc. Necropola ștefaniană adăpostește 28 de morminte, dintre care 12 au piatră tombală. Mormântul Sfântului Ștefan și al Mariei Voichița,
a treia soție a lui Ștefan cel Mare, sunt singure din marmură. Ștefan cel Mare avea dreptul să-și facă mormânt din marmură, în primul rând pentru că marmura, așa cum se știe, cum era recunoscut în vremea aceea, era apanajul împăraților. Ori Ștefan cel Mare, căsătorindu-se la un moment dat cu Maria de Mangop, a doua soție a sa, care era o prințesă bizantină, și-a putut atribui lui își numele de împărat. Împărat la vremea aceea însemna conducător al unei împărății creștine sub îndrumarea lui Dumnezeu sau călăuzit de legea lui Dumnezeu. Căsătoria cu Maria de Mangop a avut loc în 1472, pe 14 septembrie. A fost o căsătorie care nu a semnat atât un prilej de distracție, ci, în primul rând, o rugăciune către Mântuitorul și implicit către Sfânta Cruce, ca așa cum prin cruce a biruit moartea, așa prin cruce să-i dea și lui să biruiască împotriva păgânilor. De asemenea, a fost și o căsătorie cu scop politic, pentru că, așa cum am zis, el devenea, prin căsătoria cu Maria de Mangop, împărat. Pentru că împărat bizantin nu mai exista, împărăție bizantină nu mai exista. Ștefan cel Mare a trebuit să se recăsătorească de două ori. Pentru că prima lui soție, Evdochia de Kiev, a murit la 4 ani de căsătorie și a doua, Maria de Mangop, Maria Asanina Paleologhina, așa cum se numea ea însăși, a murit după 5 ani de căsătorie. Abia a treia soție, Maria Voichița, a supraviețuit morții lui. Pe mormântul din marmură, pe care el însuși l-a făcut, cu 12 ani înainte să moară, a lăsat o inscripție incompletă, așteptând ca urmașii să-i completeze data morții. Și vedem că până astăzi nimeni n-a mai completat ziua în care a murit Ștefan cel Mare, deși toți știu care este aceasta. 2 iulie 1504. Însă, în conștiința oamenilor de atunci și a celor care au urmat, Ștefan cel Mare nu a murit pur și simplu, ci așa cum spune inscripția, s-a strămutat lângă Dumnezeu, la veșnicile locașuri. Oamenii au avut conștiința sfințeniei lui imediat după moarte. Chiar și natura, spune o cronică anonimă din vremea aceea, chiar și natura a plâns moartea lui Ștefan cel Mare. Spune cronicarul că în iarna acelui an a fost o vreme foarte aspră, cum nu s-a mai întâmplat până atunci. Și vara au fost ploi multe, ploi torențiale și revărsări de râuri cum n-au mai existat. Natura însăși, așadar, a plâns moartea marelui domn al Moldovei. Mormântul Sfântului Ștefan a fost deschis de 3 ori de-a lungul istoriei, din rațiuni de cercetare. Prima dată a fost deschis în timpul Sfântului Iacob Puneanul, la mijlocul secolului al XVIII-lea. A doua oară a fost deschis în timpul ocupației austriece, în 1856. Din acea vreme ne-a rămas cel mai detaliat raport despre cum sunt așezate mormintele și ce se găsește în mormintele necropolei ștefaniene. Și a treia cercetare a avut loc în perioada comunistă, în 1969, când la fel s-a confirmat rezultatele cercetărilor din perioada austriacă. Sfântul Ștefan, trupul Sfântului Ștefan, este așezat pe 13 bare metalice și se află întreg aici, în mormântul său. Însă e bine de știut că prima dată când s-a deschis mormintele, în timpul Sfântului Iacob Puneanul, s-au găsit foarte multe pietre prețioase. Cu acestea a reușit Sfântul Iacob să renoveze tot ansamblul monahal, pentru că în ultimele 200 de ani, biserica și întregul complex monahal suferise foarte multe atacuri din partea invadatorilor, foarte multe cutremure, foarte multe incendii, astfel încât, așa spune, cum spune el însuși, biserica este aproape să se prăbușească. Cu acele pietre prețioase, Sfântul Iacob Puneanu a reușit să renoveze, să restaureze mănăstirea Putna. De aceea este considerat al doilea ctitor al mănăstirii. O parte din acele pietre prețioase le-a păstrat, cum îi cere însuși arhimandritului de atunci al Putnei, lui Vartolomeu Măzăreanu, și spune așa: păstrează-mi 500 de pietre
pentru icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni. Cu acele pietre am podobit coroanele Maicii Domnului și ale Mântuitorului de la icoana pe care El însuși a fericat-o, icoană care, după tradiție, este din vremea Sfântului Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare este viu peste veacuri. Dacă în conștiința oamenilor El este considerat un sfânt, cum spune cronicarul Grigore Ureche mai târziu, oamenii l-au plâns ca pe un părinte și unii zic cel mare și alții zic și cel sfânt. Zice, nu pentru sufletul său, ci pentru curajul său, față de care nimeni n-a mai dat dovadă. Însă Ștefan cel Mare și-a arătat și existența, faptul că este viu, faptul că poartă de grijă în continuare de destinele țării și prin diferite acțiuni, prin diferite moduri în care a lucrat sau și-a arătat prezența și îngrijorarea pentru țara aceasta. Aici se afla un tablou al Sfântului Ștefan, aceasta în secolul XVIII. Când a fost răpită partea de nord a Moldovei, care ulterior s-a redenumit Bucovina, de către Imperiul Austro-Ungar, pe atunci era domnitor în Moldova Grigore Ghica al III-lea, un fanariot, dar iubea țara aceasta. El a protestat timp de 2 ani de zile la poarta otomană împotriva acestei nedreptăți și, pentru că nu i-au mai suportat protestul, sultanul a cerut să fie decapitat. Și a fost decapitat în noaptea de 1-2 octombrie 1777. În noaptea aceea, spune o cronică, clopotul cel mare, Buga, dăruit de Ștefan cel Mare în 1484, a început să bată singur în clopoanță. Monahii au ieșit în curte, au văzut că pe cer nu strălucește nicio stea, nici luna nu se vede. Au intrat în biserică, candele de pe morminte erau toate stinse și aici se afla un portret al lui Ștefan cel Mare, care, când s-au apropiat de el, l-au văzut că este întunecat, ca și cum ar fi fost afumat. Însă și fizionomia Sfântului Ștefan era schimbată, era posomorâtă, ceea ce arată grija, îndurerarea lui mai degrabă pentru răpirea unei părți din țară, pentru care el s-a luptat să o lase întreagă. Lui Ștefan cel Mare se datorează marele merit de a fi lăsat o Moldovă întreagă și o Europa creștină. Ștefan cel Mare și-a luat mulți sfinți în ajutor, pentru că a simțit că nu poate face față greutăților vremii fără ajutorul sfinților, care se puteau ruga lui Dumnezeu mai mult decât o putea face el. Cel mai mult a primit ajutorul Maicii Domnului, în cinstea căreia a închinat cele mai multe biserici, inclusiv necropola sa de la Putna. Icoana aceasta aparține după tradiție epocii ștefaniene și însuși Sfântul Iacob Pâneanul, al doilea arhitect al mănăstirii, o numește Făcătoare de Minuni. Este prima mărturie documentară despre faptul că icoana aceasta a Maicii Domnului este făcătoare de minuni. O să vă spun doar despre o întâmplare, o lucrare pe care a avut-o Maica Domnului în zilele noastre. Cu câțiva ani în urmă, prin anii 90, icoana se afla în catapeteasmă, în spate. La un moment dat, au venit în fața icoanei mai multe femei demonizate și s-au vindecat prin rugăciunea Maicii Domnului. Observând aceste lucrări minunate pe care le face Maica Domnului, aceste vindecări, episcopul de atunci a hotărât să fie adusă în față și pusă pe acest postament dedicat ei pentru a fi mai ușor credincioșilor spre închinare. Ferecătura icoanei, ca și coroanele din argint aurit, împodobite cu pietre prețioase, sunt puse de către Sfântul Iacob Pâneanul. Maica Domnului este mamă pentru toți cei care vin și se închină ei, pentru toți cei care cer, ca niște fii, să-i ocrotească și mai ales să-i vindece de două boli, de două boli care sunt cele mai grave, aș crede eu, în ziua de astăzi. Prima este singurătatea. Omul nu este făcut pentru singurătate, ci este făcut pentru comuniune, pentru relații personale, pentru armonie intercomunională. Și a doua boală de care suferă foarte mulți oameni este faptul de a fi orfani, conștient sau inconștient. Cea mai mare durere pentru un om este să nu-și cunoască părinții. Cea mai mare durere pentru un suflet care este conștient de viața lui sau, mai rău, inconștient,
este să nu-și cunoască originea, să nu-și cunoască pe Părintele Ceresc care l-a creat. Ori Maica Domnului aceasta face. Ne ajută și ne învață cum să-L cunoaștem pe Părintele Ceresc. Ne face fii ai Părintelui Ceresc, pentru că ea este mama lui Hristos, mama Fiului celui din veac, pe care îl și poartă mereu în brațe și către care arată permanent, către care ne îndrumă viața noastră. Catapeteasma mănăstirii Putna a fost comandată în 1773 de către Sfântul Iacob Putneanul. Pe lângă stilul clasic de alcătuire a unei catapetesme, aceasta are un rând în plus. Al treilea rând de icoane, care se vede aici, într-o parte într-alta, reprezintă patimile Domnului. Nu se mai găsește în țara noastră o asemenea reprezentare, o asemenea alcătuire iconografică. De ce este important acest lucru? Sau mai degrabă, de ce Sfântul Iacob a comandat să fie adăugat acest rând în plus la catapeteasmă? Este ușor de înțeles. Sfântul Iacob a intrat în conflict de multe ori cu stăpânirea de atunci. Domni care doreau să își recâștige banii pe care i-au plătit la poarta otomană ca să vină aici să domnească Moldova. Și puneau foarte multe taxe, de multe ori încercau să treacă peste blesteme care se puseseră asupra unor impozite. Și Sfântul Iacob a luat apărarea oamenilor, a luat apărarea familiilor și a reușit fie să reducă, fie să interzică anumite impozite. De aceea, la un moment dat, în catapeteasmă, sunt două icoane, două scene, când Iisus este adus înaintea lui Pilat și a lui Irod. Cei doi conducători politici sunt îmbrăcați după moda secolului XVIII din Moldova. Sunt îmbrăcați, adică, în veșminte domnești moldovenești. Și, de fapt, îi reprezintă simbolic, bineînțeles, pe cei doi domni cu care Sfântul Iacob Putneanul a intrat în conflict. Olena sau Elena, o altă fiică a lui Ștefan cel Mare, a fost căsătorită cu fiul țarului Moscovei, cu Ivan. Și din căsătoria aceasta a rezultat un fiu pe nume Dimitrie. Din pricina lor, Ștefan cel Mare a suferit foarte mult înainte de moarte, nemai având nicio veste despre Olena și despre Dimitrie, nepotul său. S-a aflat mai târziu, după moartea lui, că Olena și Dimitrie au căzut în disgrație datorită intrigilor de la curtea Moscovei și au murit la câțiva ani după Ștefan cel Mare. Și mormintele lor sunt în Moscova. Sfintele moaște ale Sfântului Ierar Ghenadie, care este considerat Patriarhul Constantinopolului, au fost aduse de Ștefan cel Mare la Putna și, în cinstea Sfântului, Ștefan cel Mare a comandat o coroană din argint aurit în 1481, cu care a împodobit capul Sfântului. Nu întâmplător, Sfântul Ghenadie este la Putna, pentru că el este cel care, în secolul VI, pe când era Patriarh al Constantinopolului, a hotărât începutul sărbătorii veșmântului Maicii Domnului, care are loc pe 2 iulie. De aceea, nu întâmplător, pe 2 iulie, Ștefan cel Mare a trecut la cele veșnice. În ziua în care este sărbătorit punerea în raclă a veșmântului Maicii Domnului, sărbătoare care, așa cum am spus, a fost binecuvântată de către Patriarhul Constantinopolului, Ghenadie I. Singura construcție care a rămas din timpul lui Ștefan cel Mare este turnul Tezaurului sau turnul Odoarelor. Deasupra intrării este o pisanie unde se precizează următoarele. Binecredinciosul domn a toată țara Moldovei, Ștefan Voievod, a făcut acest turn și zidul din prejurul lui în anul 1481, 1 mai. Este singura construcție și în același timp este locul unde de-a lungul timpului s-au păstrat odoarele mănăstirii, în special manuscrisele, obiectele de cult, broderiile și
De câteva ori a fost asediat de către străini. De pildă, regele Poloniei, Ian Albert, în anul 1692, a împresurat mănăstirea și a intrat în incintă și a dorit să intre aici, în turnul tezaurului. Pentru că podul de acces în acest turn era rabatabil, ei nu au reușit acest lucru, în schimb au pus lemne în prejurul bisericii, amenințând călugării că dacă nu vor deschide turnul, atunci vor da foc bisericii. În cele din urmă au reușit să intre în turn și cu acel prilej a fost pierdut arcul lui Ștefan cel Mare. Turnul tezaurului are 4 nivele. Primul, care corespunde parterului, este tainița. Este o încăpere care nu are ferestre, ci doar un orificiu prin care se poate vedea poarta incintei. Acolo se păstrau odoarele mănăstirii. Apoi, primul etaj și al doilea, unde sunt astăzi adăpostite manuscrisele și tipăriturile vechi ale mănăstirii, unele dintre ele din vremea lui Ștefan cel Mare, mă refer aici la manuscrise. În sfârșit, ultimul nivel este o terasă care permite privitorului să vadă împrejurimile. Turnul tezaurului, zidit de Ștefan cel Mare în anul 1481, a avut două etape de construcție. În prima, turnul a fost înălțat până la nivelul etajului 1. Era un turn mai mic și acest lucru s-a văzut în anul 1969, când turnul a fost restaurat. După ce acest turn inițial a fost construit, a fost luată o decizie de înălțare a lui. Meșterii au fost nevoiți să lărgească ei contraforții, apoi zidurile și astfel turnul a fost înălțat până la al patrulea nivel. Încăperea de la nivelul 3 era o cameră în care se putea locui. Aici există un șemineu și de asemenea o toaletă. Deși această încăpere este mică, totuși spațiul a fost foarte bine folosit, astfel încât pe latura de sud este un șemineu care în vremea respectivă era folosit. Probabil că aici se locuia în permanență. Și practic șemineul se prelungește în lățimea contrafortului și fumul era evacuat probabil tot prin acest contrafort. Plafonul camerei de la etajul 3 este boltită, ea prezintă câteva nervuri, iar sus de tot există așa zisa cheie de boltă care susține greutatea întregului plafon. Era foarte important ca această cheie de boltă să fie corect executată și de regulă numai maestrul cunoștea secretul realizării ei. Dacă această cheie de boltă era supradimensionată sau subdimensionată, atunci întreaga boltă era în pericol să se prăbușească. După ce Ștefan cel Mare a sfințit mănăstirea Putna la 3 septembrie 1469, Ștefan cel Mare și-a înzestrat ctitoria cu manuscrise, obiecte din argint, broderii, dar și cu clopote. În anul 1484, el a dăruit mănăstirii clopotul Buga, care rămâne un simbol al mănăstirii datorită faptului că este cel mai mare clopot. Are 1565 de kilograme. Numele lui, în traducere, înseamnă Buga, probabil datorită sunetului său foarte profund.
Apoi, în 1490, Ștefan cel Mare a dăruit un al doilea clopot, Blagovisnicul, cel care, în traducere, înseamnă cel care aduce vești bună. În sfârșit, ultimul clopot, ușerul, a fost dăruit de către fiul Ștefan cel Mare, Petru Rareș. Se numește astfel deoarece, probabil, el era așezat la intrare în mănăstire și anunța oaspeții. În afară de aceste clopote, mănăstirea Putna mai are încă un clopot numit Siluanul, de la fostul egumen al mănăstirii Putna, care a egumenit în vremea lui Petru Rareș. Acest clopot este încă în funcțiune, practic este cel mai vechi clopot care încă este folosit și acum câțiva ani un specialist din Viena a cercetat acest clopot și a găsit că în aliajul lui meșterii turnători au folosit argint pentru rezistență și pentru sunet. Ceea ce este interesant la acest clopot este faptul că el este încă folosit. Este singurul clopot vechi care încă este folosit și chiar cel mai mult. Are o valoare simbolică acest clopot pentru că el practic este Putna cea veche. Atunci când auzim sunetul lui, atunci ne întoarcem în timp. Suntem împreună cu strămoșii noștri, cu cei care au fost înaintea noastră. Un alt clopot pe care îl are mănăstirea este Carol al II-lea. El a fost dăruit acestei mănăstiri de fostul rege al României în anul 1934. Atunci, la Putna a fost organizată o serbare cu prilejul căreia acest clopot a fost sfințit și, de asemenea, muzeul mănăstirii și baldachinul din Biserica lui Ștefan cel Mare a fost restaurat. Clopotul poartă numele regiului Carol al II-lea și a fost folosit o bună perioadă de timp, chiar și astăzi. Este în continuare folosit împreună cu clopotul Siluanu, fiind clopotele cele mai vechi care sunt în clopotnița de astăzi. Obiectele păstrate până astăzi în Mănăstirea Putna stau mărturie pentru viața duhovnicească și culturală de un înalt nivel care a existat aici, în mănăstire, încă de la începutul ei. Ștefan cel Mare, când a zidit Mănăstirea Putna, a dorit-o să fie și o necropolă domnească, dar și o academie de arte frumoase. Au existat de la început aici ateliere de broderie, de caligrafie, de sculptură, de pictură și chiar o școală de muzică psaltică renumită în sud-estul Europei. Obiectele de ceramică ce s-au găsit în urma săpăturilor arheologice, broderiile, manuscrisele, crucile sculptate și alte obiecte de preț, alte obiecte liturgice, au fost majoritatea lucrate aici în Mănăstirea Putna. Să ne gândim numai la faptul pe care îl menționează specialiștii că aici se păstrează doar 7% din ceea ce s-a creat sau a existat de-a lungul timpului la Mănăstirea Putna. Un rol foarte important în identitatea națională l-a jucat Mănăstirea Putna prin serbările care au avut loc aici. Prima serbare națională a tuturor românilor a avut loc în timpul lui Mihai Eminescu, care, pe când era student la Viena, împreună cu Ioan Slavici, cu Adex Enopol și alții din vremea lui, au inițiat prima adunare a tuturor românilor și unde era locul cel mai important decât în jurul mormântului marului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. În anul acela, 1871, când se plineau 400 de ani de la sfințirea mănăstirii, cei prezenți la Putna au depus pe mormântul marului voievod urna aceasta din argint, în care au pus, simbolic, pământ din toate zonele locuite de români, din Basarabia, stăpânită pe atunci de Imperiul Rus, din Dobrogea, stăpânită de Imperiul Otoman, din Bucovina și din Țara Ardealului, care erau în componența Imperiului Austro-Ungar, dar și din Moldova și Țara Românească,
țări care se uniseră de curând în 1859 sub un singur principat numit România. Mai târziu, conform unei tradiții, pământul acesta din urnă a fost depus pe locul unde au luptat românii în primul război mondial, ca o ofrandă de mulțumire adusă celor care au împlinit idealul lor de unitate națională. În 1871, Ciprian Porumbescu, pe când era copil, a cântat la vioară în fața mulțimii. Entuziasmat, a mers înaintea tatălui său, preotul Iraclie Porumbescu, și a spus: "Tată, am cântat înaintea întregii dacii." Mihai Eminescu l-a numit pe Ștefan cel Mare eroul, învingătorul, apărătorul existenței române. Mormântul său l-a numit altar al conștiinței naționale și mănăstirea Putna, Ierusalim al neamului românesc. În cinstea acestei sărbări și mai ales a inițiatorului, Mihai Eminescu, s-a dat și numele porții de la intrare, Turnul Eminescu. Mai târziu, în 1926, a avut loc a treia sărbare națională la Putna și atunci sculptorul Oscar Han a sculptat acest bust în cinstea marelui poet care a fost și este Mihai Eminescu. În 1926, studenții din Cercul Arboroasa de la Cernăuți au inițiat o nouă mare sărbare aici, la Mănăstirea Putna, în jurul mormântului marelui voievod. Este a treia din rândul marilor adunări de aici, de la Putna, și în anul acela, sculptorul Oscar Han a lucrat bustul acesta al lui Mihai Eminescu și acesta a rămas până astăzi în incinta mănăstirii. În amintirea acelei sărbări s-a depus pe mormântul Sfântului Ștefan o coroană din argint, așa cum în 1904 s-a depus o altă coroană din argint, mult mai mare, pe mormântul aceluiași voievod. Sărbările de la Putna au continuat în anii următori. În 1966 se împlineau 500 de ani de la fundarea mănăstirii. Deși era perioada comunistă și oficialitățile nu au permis o mare desfășurare a sărbătorii aici, totuși evenimentele s-au petrecut așa cum trebuia. Au fost prezenți din nou oameni de stat, istorici, profesori și foarte mulți studenți. Mai târziu, când s-au împlinit 500 de ani de data aceasta de la moartea Sfântului Ștefan, în 2004, studenții mai multor asociații studențești, printre care și Aia Scorului, s-au urcat pe dealul Crucii din apropiere, dealul de pe care a săgetat Ștefan cel Mare, și au plantat brazii aceștia, care se află până astăzi, formând numele Ștefan. În noaptea aceea de mare sărbătoare, studenții au pornit cu făclii aprinse de pe dealul Crucii într-un pelerinaj către mănăstire și s-au oprit în fața mănăstirii și au adus omagiul Sfântului Ștefan, de la care au simțit permanent întărire, curaj, putere înnoitoare și mai ales nădejdea că numai împreună cu Dumnezeu putem să lucrăm la binele acestei țări. După 2004, au tot venit studenții aici, an de an, și au încercat să marcheze evenimentele importante din domnia Sfântului Ștefan, dar și din viața mănăstirii. În 2007 a avut loc o nouă adunare a studenților, urmată de cea din 2011. În anul acela s-a depus pe mormântul Sfântului Ștefan o nouă urnă din argint, un pic mai mică decât cea care a fost depusă de către Mihai Eminescu. Mai târziu, odată cu începerea anului centenar, chiar pe 1 ianuarie 2018, studenții care vin an de an la Putna, la trecerea dintre ani, au urcat pe dealul Crucii cu făclii aprinse, s-au așezat în forma cifrii 100, împlinind astfel centenarul, și au coborât în procesiune, în pelerinaj, către mănăstire, cântând permanent cântece patriotice și imnuri religioase. În fața muzeului, adunați pe explanadă,
a intonat imnul eroilor și au ținut o cuvântare impresionantă, arătând dorul lor, năzuința lor în acest an al centenarului. În 1904 se împlineau 400 de ani de la moartea Sfântului Ștefan cel Mare. Atunci a avut loc la Putna a doua mare sărbare a tuturor românilor. Au fost prezenți profesori universitari, istorici, oameni de stat, ierarhi și foarte, foarte multă lume. Cu ocazia acelei sărbări, pictorul Costin Petrescu a pictat portretul lui Ștefan cel Mare, având ca model, ca sursă de inspirație, celebrul portret din Tetra Evanghelul dăruit Mănăstirii Humor în 1473. Ștefan cel Mare se înfățișat în postură demnă, impunător, pe tronul său, privind către viitor, către viitorul țării, dar și către viitorul duhovnicesc al țării acesteia, către împărăția cerurilor, către care dorea și s-a luptat ca să ajungă întregul său neam. În mâna dreaptă, pictorul i-a pus sceptrul, iar în vârful sceptrului, crucea. Deși nu s-a păstrat până astăzi sceptrul lui Ștefan cel Mare, pictorii au așa o viziune aparte asupra lucrurilor, o viziune mai profundă, ca artiștii în general. De aceea, crucea care se află în vârful sceptrului este simbolul puterii dumnezeiești, deasupra puterii lumești, puterea de stăpânire lumească și puterea dumnezeiască. În mâna unui veritabil conducător trebuie să fie aceste două surse de putere. Dar ca să poți să ai cele două surse de putere în mâna ta, să poți să fii sprijinit de oameni și sprijinit de Dumnezeu, trebuie tu însuți să te faci, cum spunea mai târziu poetul Ioan Alexandru, jertfă în lacrimile lor. Să fii tu primul care te așezi să slujești celorlalți și istoria nu este lipsită de mărturii de, în acest sens despre Ștefan cel Mare. O cronică spune la un moment dat că unde nu te gândeai, acolo l-aflai pe Ștefan. Era primul care dădea vâlfă oștirii sale, era primul care se avânta în luptă, primul în prima linie de luptă, pentru că în felul acesta îi impulsiona pe ostașii săi, dar își arăta și încredere nețărmuită în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. În jurul Sfântului Ștefan sunt sfinții militari care l-au ajutat în toate războaiele. Cei mai importanți, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie și Sfântul Procopie. Diferite cronici spun că fiecare dintre acești trei sfinți i s-au arătat înaintea unei mari bătălii. Sfântul Gheorghe i s-a arătat înaintea bătăliei de la Vaslui, Sfântul Procopie înaintea celei de la Râmnic, și Sfântul Dimitrie, mare mucenic Dimitrie, i s-a arătat înaintea bătăliei de la Codrii Cosminului, pe care a avut-o de dus împotriva polonezilor. Suntem în fața celei mai vechi imagini a mănăstirii. Originalul acestui tablou se află în prezent la Cernăuți, el însă a fost la Putna. Este mănăstirea în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, după refacerea ei, după înnoirea ei de către Sfântul Iacob Putneanu. Era înconjurată și de un șans cu apă în acea vreme. Aici este figurată chilia Sfântului Daniel Sihastru. Cele două sihăstrii ale mănăstirii care se dezvoltaseră în veacul al XVIII-lea, Sihăstria Putnei, Sihăstria Ursoaia. În fața mănăstirii este o întâlnire care nu a avut loc așa față către față în cele văzute, dar a fost mereu în conștiința Sfântului Iacob și în realitatea aceasta lui Dumnezeu. Este Sfântul Iacob, mitropolitul, care a refăcut mănăstirea împreună cu monahii, cu obștea care l-a ajutat, ies pe poarta mănăstirii și îl întâmpină pe Sfântul Ștefan și familia lui, care vin din cortul lectitorilor. Este profundul sentiment al responsabilității pe care Sfântul Iacob l-a avut față de întâiul ctitor al mănăstirii. Atunci când a înnoit Putna, nu a avut orgoliu de a face ceva nou sau din nou, și s-a așezat cu smerenie în continuitate față de înaintașul său, față de întâiul ctitor, Sfântul Ștefan cel Mare.
poate și de aceasta sau și această smerenie a fost una din reușitele acestei restaurări, care a făcut Pudna să continue, dar în același duh, precum o lăsase Sfântul Ștefan. Acest tablou este un portret de ctitor, Sfântul Iacob, ca mitropolit al Moldovei, în 1755, anul în care s-a apucat să noiască mănăstirea. Sfântul Iacob, pe lângă clădirile pe care le-a făcut sau le-a refăcut, a și împodobit biserica. De exemplu, a rânduit să fie aduse de la Kiev un set de 86 de icoane foarte frumoase și foarte importante pentru mănăstire în vremea respectivă. Sfântul Iacob a avut darul de a avea ucenici din diferite straturi, diferite zone ale societății. A știut să convingă și clasa politică să facă niște lucruri bune, iar atunci când n-a mai reușit să o convingă, a pecetluit binele pe care îl făcuse cu retragerea sa din scaunul mitropolitan. A știut să iubească și să facă și binele oamenilor simpli, s-a ocupat foarte mult de preoți, cu multă dragoste, a tipărit multe cărți pentru preoți, să le folosească în biserică, și cărți de învățătură și cărți de slujbă, și s-a ocupat foarte mult de monahism, atât de viața de obște, cât și de viața sihăstrească. Trei dintre ucenicii săi au fost canonizați, Sfinții Sila, Paisie și Nathan, trăitori la Pudna și la sihăstria Pudnei, principala sihăstrie a mănăstirii. Acest dar al Sfântului Iacob de a conlucra cu ucenici, cu persoane din diferite zone, s-a datorat cumva aceleiași smerenii pe care el o avea și prin care știa să vorbească cu fiecare după limba lui, pe limba lui, pe înțelesul lui, și să pună pe fiecare în locul pe care i-l-a dat Dumnezeu. Așa a reușit să tipărească mai multe cărți, practic câte cărți s-au tipărit în cei 50 de ani dinainte de a fi el mitropolit, el a tipărit și mai mult în cei 10 ani în care a fost mitropolit. Cu ajutorul unor ucenici tipografi, a unor ucenici care au tradus, are unor ucenici care au scris. Nu toate proiectele sale s-au împlinit. De exemplu, și-a dorit foarte mult să traducă Viețile Sfinților. S-au tradus 6 volume din cele 12, însă nu a mai reușit să le tipărească. Toate cărțile pe care le-a rânduit să fie traduse sau să fie tipărite erau din aceeași dorință de a se lumina mintea și sufletele oamenilor pentru a merge pe drumul acesta al mântuirii. Dragostea aceasta de Dumnezeu pe care el a avut-o din plin, i-a arătat cât de bine și de frumos este să fii împreună cu Hristos Domnul. Și această dragoste și această trăire a vrut să se împrăștie, să cuprindă sufletele a cât mai multor oameni. De aceea s-a străduit atât de mult pentru diferite binefaceri, revărsate către întreaga societate și mai ales către ajutorarea celor simpli, ca să nu se sălbăticească din cauza sărăciei, către ajutorarea copiilor în domeniul acesta al educației, pentru a nu rămâne fără de lumina aceasta a cunoștinței. Spunea că un om cu educație pus în slujba lui Dumnezeu este ca o floare, ca un pom înflorit, pe când fără educație, sălbăticindu-te și ocupându-te numai cu cele văzute și trecătoare, rămâi ca un pom care este sterb, care nu are nici flori și nici roadă. Aceasta este mica cruce de lemn, înfășurată, înveșmântată în argint, pe care a purtat-o atunci când trupul său a fost așezat în momentul din pridorul Mestrului Pâna. Singur obiect, să spunem așa, mai scump, pe lângă veșmintele schimei mari. Acesta este actul prin care a pus acel blestem asupra impozitului Măgăritului, din cauza căruia se răceau foarte mult oameni. Atunci când impozitul a fost anulat, în urma blestemului impus de el, spune cronicarul că au început a se mulți locuitorii țării, pentru că nici copiii nu aveau oameni, dar cred faptul că nu aveau să le dea să mănânce. Cele două coronițe au fost schimbul de coroniței din zilele de rând. Atunci când a făcut o ferecătoare pentru Ivana Maicii Domnului, a făcut două rânduri de coroniță, unul pentru zile de sărbătoare, unul pentru zile de rând. Aici sunt pomenicele Mănăstirii Pudna și al Sihăstriei Pudnei, scrise de către Sfântul Nathan, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi. Sfântul Nathan a dat ascultarea de a fi
copist, alcătuitor de pomenice și scriitor de cărți și duhovnic. A fost un mare duhovnic al vremii. De la Sfântul Sila, un alt ucenic care a fost colaborator apropiat, sunt acele vase liturgice de argint. Iar icoanele care se văd în spate sunt din setul celor 86 de icoane aduse de la Kiev. Aici sunt manuscrise dintre ale acelor vieți de sfinți pe care a dorit foarte mult să le traducă și să le publice în limba română. Nu a reușit decât să fie traduse 6 din cele 12 volume. Gândindu-ne iarăși la întâiul ctitor al mănăstirii, la Sfântul Ștefan și la Evlavia pe care Sfântul Iacob a avut-o față de el și continuitatea în care s-a așezat față de întâiul ctitor, cred că i-a însuflețit același gând de a-i sluji lui Dumnezeu prin Sfânta Liturghie, prin Sfintele Taine, prin rugăciune și de a-L sluji pe Dumnezeu slujindu-i pe frații lui mai mici, pe copiii lui Dumnezeu, care este poporul. Liturghia după liturghie, cum se spune într-o formulă mai nouă, dar așa cum a fost practicată de Biserica Ortodoxă, de Biserică dintotdeauna. Slujim pe oameni cu gândul la Dumnezeu și ajutându-i să se ducă către Dumnezeu, omul slujește pe Dumnezeu. Aceasta a făcut și Sfântul Ștefan cu instrumentele lui de conducător politic, aceasta a făcut și Sfântul Iacob cu instrumentele lui de conducător bisericesc, devenind amândoi părinți ai țării. Așa a fost numit și Sfântul Ștefan, așa a fost numit și Sfântul Iacob. Și nu întâmplător, copiii atât de mult iubesc și pe Sfântul Ștefan și pe Sfântul Iacob. Și ocrotitori ai familiei au fost amândoi și sunt în continuare, pentru că atunci când s-au dus la cer, nu au părăsit poporul, ci au purtat și poartă și vor purta în continuare de grijă. Familii, tineri, copii, oameni mai sărmani, dar și oameni din elita societății au de învățat și dacă se așează în genunchi și se roagă acestor doi sfinți, cu siguranță că simt ajutorul pe care îl primesc și își orientează ca și ei viața în sensul folosirii talanților pe care le-a dat Dumnezeu pentru Dumnezeu, pentru aproapele și pentru mântuirea lor. Un vizitator al mănăstirii Putna scria la un moment dat în cartea de oaspeți că monahii din vremea lui Ștefan cel Mare s-au întrecut între ei în răbdare și niscusință. Stau mărturie pentru aceasta crucile sculptate, broderiile, detaliile pe care le observăm în ele, migala de care au dat dovadă monahii din vremea aceea și mai ales dragostea față de Dumnezeu, dragostea de frumos, dragostea de tot ceea ce înalță mintea, gândul către cele veșnice. Căci, în fond, împărăția lui Dumnezeu și veșnicia este o frumusețe fără de sfârșit. De începutul mănăstirii ne leagă și crucea aceasta, dăruită de Ștefan cel Mare în 1503, cu un an înainte de moartea sa, care este cea mai veche cruce sculptată din Moldova, ferecată, cum vedem aici, în argint aurit. La mănăstirea Putna se păstrează și o replică a spadei lui Ștefan cel Mare, dăruită de guvernul turc în anul 2004, când se împlineau 400 de ani de la moartea marelui voievod. Este o replică fidelă în care vedem pe lama ei patru cruci gravate. Noi doar putem intui semnificația acestor cruci. Știm că Ștefan cel Mare a avut întreaga viață o cruce foarte grea de purtat. În primul rând, au fost căsătorit de 3 ori și a rămas văduv de 2 ori. Cu cele 3 soții a avut 8 copii, din care 5 și-a mormântat el. 4 sunt aici la Putna. Pe lângă aceasta, din exterior și din interiorul țării, permanent a avut de luptat pentru a păstra unitatea națională, unitatea țării sale, identitatea și siguranța țării sale. La un moment dat, spune că sunt înconjurat numai de dușmani și am rămas singur în această luptă. Chiar și luptele împotriva turcilor, pentru care a cerut ajutor permanent europenilor, le-a dus aproape singur. De aceea putem crede că cele 4 cruci gravate de pe spadă sunt 4 persoane care muriseră la vremea confecționării spadei. Pe mânerul spadei este inscripționată dedicația,
Io Ștefan Voievod, domn al țării Moldovei. Acest Io este prescurtarea de la numele Ioan, care în grecește înseamnă mila lui Dumnezeu sau unsul lui Dumnezeu. Ștefan cel Mare, ca și alți principi români, se considerau unși de Dumnezeu, învestiți cu această calitate de a conduce un popor de către Dumnezeu. Și atunci, primind acest dar din mâna lui Dumnezeu, se simțeau responsabili să răspândească mai departe darul acesta, să-l transmită mai departe darul acesta, întreg, neștirbit, așa cum l-au primit și permanent mulțumind lui Dumnezeu. De aceea Ștefan cel Mare declară chiar după victoria de la Vaslui că eu cu sabia în mână voi sta în apărarea creștinătății până la moarte, eu cu oștenii mei. Aceasta a fost vocația lui, acesta a fost crezul lui, aceasta a fost lupta lui, să apere întreaga creștinătate de oriunde s-ar afla ea, din țara sa, dar și din afara granițelor țării. Originalul spadei se află la Muzeul Topkapı din Istanbul. Cel mai probabil spada a fost luată de către turci în urma invaziei în Moldova din 1538, în timpul domniei lui Petru Areș, când se știe că turcii au atacat cetatea Sucevei și au reușit să o jefuiască. Cei care intră în Muzeul Mănăstirii Putna au ocazia să vadă obiecte originale de la Ștefan cel Mare și de la domnii care i-au urmat în scaunul Moldovei, obiecte care au fost fie lucrate în Mănăstirea Putna, majoritatea dintre ele, fie dăruite și lucrate în altă parte de către persoane importante din conducerea țării, politică sau religioasă. În afară de replica spadei lui Ștefan cel Mare, în Muzeul Mănăstirii se păstrează numai obiecte originale, în jur de 100 de exponate, însă în colecția mănăstirii există și alte exponate, unele în curs de restaurare, altele care sunt în stare de conservare și care nu sunt expuse în muzeu. Ștefan cel Mare a știut să mulțumească permanent pentru toate darurile pe care le-a primit de la Dumnezeu. A știut să mulțumească prin ridicarea de biserici, dar și prin înzestrarea acestora cu tot ce era de trebuință. Cădelnița aceasta a fost dăruită când a împlinit 13 ani de domnie. Are aproape 2,5 kg, însă cel mai important la ea este forma, o formă neobișnuit de mare, și observăm că ea reflectă foarte bine stilul de arhitectură care s-a creat în timpul lui Ștefan cel Mare. Stil de arhitectură care astăzi se numește stil ștefanian sau stil moldovenesc, care îmbină foarte frumos, armonios, stilul gotic cu stilul bizantin. Când s-au deschis prima dată mormintele domnești, s-au găsit foarte multe pietre prețioase, dar și resturi de la veșmintele domnești. Butoni, nasturi, agrafe, broșe, pe lângă ele monede din vremea lui Ștefan cel Mare, de proveniență moldovenească sau din alte țări din împrejurim. Cele mai multe obiecte de orfevrărie păstrate în Mănăstirea Putna sunt lucrate în zona Brașovului, unele dintre ele având inscripția Meșterul Rafael, cum este vorba și despre cădelnița aceasta din 1470. Scriptorul Mănăstirii Putna din epoca ștefaniană a dat manuscrise de o valoare excepțională. Manuscrise lucrate pe piele sau, mai târziu, pe hârtie, majoritatea îmbrăcate în scoarțe din lemn cu ferecătură din argint aurit. Manuscrisul acesta, scris pe pergament, conține în interior cel mai vechi portret al lui Ștefan cel Mare. Este un manuscris dăruit Mănăstirii Humor în anul 1473, imediat după căsătoria Sfântului Ștefan cel Mare cu Maria de Mangop, Maria Asanina Paleologhina. Știm faptul că această căsătorie a avut loc în ziua de 14 septembrie 1472, ziua înălțării Sfintei Cruci, căsătorie care era de fapt mai degrabă o rugăciune către Sfânta Cruce, ca Dumnezeu să-i trimită ajutor în lupta pe care urmează să o aibă în numele Sfintei Cruci. Anul următor dăruiește aceste trei evanghelii Mănăstirii Humor și îl vedem pe Ștefan cel Mare îngenunchiat, oferind cartea Maicii Domnului și Mântuitorului
cerând de data aceasta ajutor Maicii Preasfinte pentru lupta pe care urmează să o înceapă împotriva turcilor, de eliberare a țării sale și a creștinilor din împrejurimi de substăpânirea otomană. Manuscrisele cele mai valoroase sunt tetraevanghelile, cele care conțin cele patru evanghelii, majoritatea dintre ele având și miniaturi ale sfinților evangheliști la începutul fiecărei evanghelii. De remarcat faptul că titlurile capitolelor din Evanghelie, fundalul evangheliștilor, ca și unele litere inițiale, sunt scrise cu cerneală de aur, ceea ce arată, pe lângă existența coperților din argint aurit, a pergamentului, adică a pielii de animal care se folosea ca suport pentru scris, importanța pe care Ștefan cel Mare o dădea acestor manuscrise, pentru că în ele se cuprinde în fond cuvântul vieții, cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie scris și păstrat pe cele mai valoroase materiale. Manuscrisele din epoca ștefaniană și imediat următoare se remarcă și prin frontispiciile de la începutul fiecărui capitol. Stilul în care au fost pictate aceste frontispicii este o urmare directă a stilului bizantin, pentru că din manuscrisele bizantine a fost preluată această tehnică. Specialiștii în manuscrise au remarcat totuși un stil propriu de alcătuire a acestor frontispicii, un stil moldovenesc, începutul miniaturisticii moldovenești, este considerat a fi caligraful Gavril Uric, care a activat la începutul secolului al XV-lea la Mănăstirea Neamț. Un celebru tetraevanghel din timpul său, lucrat, ieșit de sub mâna sa, se află astăzi în muzeul de la Oxford, în biblioteca de la Oxford. Atelierul de broderie de la Pudna, din epoca lui Ștefan cel Mare, era poate cel mai renumit în sudul estul Europei. Lucrările care s-au păstrat până astăzi, broderiile lucrate de monahii putneni, acoperăminte de mormânt, epitafuri, dvere, procovețe și multe altele, sunt de o valoare inegalabilă. Un critic de artă le-a numit picturi cu acul, pentru claritatea expresiei, pentru detaliile care le cuprind și mai ales pentru expresivitate. Portretul Mariei de Mangop, Maria Asanina Paleologhina, este cel mai mare portret brodat în țară, urmat de portretele din acoperămintele de mormânt ale domnilor Eremia și Simeon Movilă, titorul Suceviței. Maria Asanina Paleologhina a murit de tânără. Nu se știe exact cauza morții, dar știm că a avut doi copii cu Ștefan cel Mare, care au murit din pruncie. Știm că a avut un frate, Alexandru, principe în Mangop, care a fost luat rob de turci și, în ciuda insistențelor lui Ștefan cel Mare de a răscumpăra, a fost decapitat. Tristețea aceasta, durerea aceasta și firea ei sensibilă se pare că i-au tras și moartea. Pe arcada acoperământului Mariei de Mangop, observăm trei simboluri care trimit toate către nădejdea în înviere. Este un simbol aici al rombului sau două pietre adosate care trimit către piatra din capul unghiului din Evanghelie, care este Hristos însuși, biruitorul morții. Apoi simbolul grilajului, la fel simbol al eliberării, al învierii, și svastica, sau mai corect, crucea de tip svastica, crucea gamata, cum este cunoscută în artă, un simbol foarte vechi, mai vechi chiar de epoca lui Ștefan cel Mare, și care este întâlnit la toate popoarele din lume. Este simbolul regenerării, al înnoirii permanente, al unei înaintări permanente în sus, adică al învierii, căci învierea nu este decât viață veșnică. În colțurile broderiei se află simbolurile Imperiului Bizantin, vulturul bicefal, apoi monograma paleologilor, ultima dinastie care a domnit în Bizanț, și monograma asăneștilor. Se pare că Maria de Mangop,
pentru că ea însă s-a denumit Maria Asanina Paleologina, avea și rădăcini paleologe și rădăcini asănești sau vlahe. Toate broderiile lucrate la Putna sunt lucrate cu fir de aur, de argint și de mătase. Unele dintre ele sunt împodobite și cu perle, cum vedem aceste acoperăminte pentru sfintele vase. Majoritatea broderiilor putnene care se păstrează până astăzi sunt din epoca lui Ștefan cel Mare și pe lângă valoarea lor materială se remarcă și prin valoarea artistică, prin expresia, în primul rând, a chipurilor persoanelor reprezentate în ele. Personajele sunt reprezentate, cum vedem, alungit, înălțându-se, adică, spre cer, ceea ce arată o tindere permanentă a monahilor și a vieții monahale către cer, prin rugăciune, bineînțeles. Ceea ce se exprimă prin modul acesta de reprezentare alungită al personajelor este, în fond, expresia trăirii în rugăciune a monahilor, cei care au lucrat la aceste broderii, expresia vieții isihaste pe care monahii din vremea respectivă, dar și de astăzi, se caută permanent să o traducă în viața lor. Majoritatea broderiilor dăruite de Ștefan cel Mare mănăstirii Putna au și o semnificație simbolică pentru viața lui. Nu erau doar obiecte dăruite pentru uzul liturgic. De exemplu, această dveră, perdeaua aceea care se află în spatele Sfintelor Ruși ale Sfântului Altar, cuprinde portretul lui Ștefan cel Mare în miniatură și a celei de-a treia soții, Maria Voichița. Este dvera cu scena răstignirii Domnului. Dvera aceasta a fost dăruită în anul 1500, cu 4 ani înainte să moară Ștefan cel Mare. În anul acela a existat inițiativa unei cruciade europene anti-otomane. Toate puterile europene vorbiseră să facă front comun împotriva pericolului musulman, care deja era resimțit foarte puternic în Europa. Ștefan cel Mare s-a bucurat pentru această inițiativă, mai ales că simțea că este vremea să se elibereze din nou de sub jugul otoman. Și atunci a dăruit această broderie mănăstirii Putna, înfățișându-se pe el în chip smerit, mic, față de toate celelalte personaje, în chip de rugăciune către Mântuitorul răstignit pe Sfânta Cruce. Și rugăciunea suna cam așa: Doamne, cum prin puterea crucii ai biruit moartea, așa dăm și mie, prin cruce, să birui pe păgâni, care asupresc țara mea și care asupresc pe creștini din în jurul țării mele. Ziua de 3 mai, pentru istoria contemporană a românilor, este o aniversare care nu aduce bucurie, ci aduce o anumită durere și o anumită tristețe. Pentru că pe 3 mai 1997, România a semnat un tratat care, deși în mod normal tratatele semnate ar trebui să ajute cele două părți semnatare, tratatul cu Ucraina din 3 mai 1997 a ajutat poate România în anumite privințe, însă a lipsit pe sute de mii de români de posibilitatea de a-și cere drepturile firești. Este vorba despre românii care trăiesc în nordul Bucovinei, care în urma acestui tratat au rămas fără posibilitățile firești de a-și cultiva identitatea, de a-și menține identitatea în statul ucrainean. Acea graniță care a fost recunoscută prin tratatul din 1997 este o graniță rezultată în urma pactului Ribbentrop-Molotov din 1939. Este una din ultimele rămășițe ale unui târg făcut peste dorințele și peste capetele popoarelor între Germania nazistă și Uniunea Sovietică comunistă. De câte ori trecem, cei de aici din Bucovina, din sudul Bucovinei, trecem mai des în nordul Bucovinei, peste graniță, în Ucraina, în România, de dincolo, și putem vedea lucrul acesta, cum ei suferă, au această tristețe că
cineva, un frate mai mare sau țara mama, poporul din care ei fac parte nu poartă mai mult de grijă, așa cum ar fi firesc de la un frate mai mare la un frate, de la țara mamă la o parte a acestui popor. Și desigur, această tristețe, această durere ni se transmite, este foarte vizibilă și dincolo de starea sufletească a lucrurilor există și o degradare evidentă din punct de vedere politic și social. Se închid școli, se restricționează folosirea limbii materne pentru românii de acolo. E o datorie firească să ne îngrijim mai mult de ei, pentru că acolo, dincolo de graniță, este Hotinul, o cetate atât de importantă pentru Moldova medievală, care a fost importantă și în domnia Sfântului Ștefan. Acolo este stejarul de la Codrii Cosminului, din pădurea aceea seculară, unde a avut loc una din cele mai importante bătălii și cele mai importante victorii ale Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Acolo este Cernăuțiul, cu cimitirul orașului, în care sunt atâtea și atâtea personalități ale românilor din secolul XIX și XX înmormântate. Acolo sunt alte locuri de memorie extrem de importante pentru poporul român, cum ar fi Cernăuca Hurmuzăcheștilor, cei care au început prima istorie modernă a României și prima culegere de documente privind istoria României. Acolo este mormântul lui Iancu Flondor, altă mare român care a avut o contribuție importantă în anul 1918. Atunci când ne aducem aminte de bătălia de la Codrii Cosminului, aflată acum în nordul Bucovinei, gândul, pe lângă marea victoria Sfântului Ștefan, gândul fuge imediat la marea jertfelnicie a acestui domnitor. A condus bătălia de la Codrii Cosminului pe targă, pentru că datorită problemelor de sănătate nu putea să meargă și să stea călare. E bine, o astfel de pildă de jertfelnicie probabil este necesară și pentru românii de astăzi, pentru a înțelege și pentru a avea râvna să poartă de grijă de acești frați ai noștri care sunt dincolo de granițele României și care au nevoie de purtarea de grijă a celor care au bucuria, fericirea și libertatea de a trăi într-o țară care s-a clădit și pe jertfele românilor din nordul Bucovinei. Este o aniversare dureroasă, dar această durere se cere cumva transformată într-o purtare de grijă pentru cei pentru care ne doare. Dumnezeu și Maica Domnului au rânduit ca la aproape 300 de ani după epoca Sfântului Ștefan, Pudna să aibă parte de o deosebită purtare de grijă, la fel ca și țara Moldovei, de un alt părinte al mănăstirii și părinte al țării totodată. Este vorba despre Sfântul Iacob Pudneanu, născut în 1719, a venit la mănăstirea Pudna pentru a se face călugări la vârsta de numai 12 ani. A parcurs cu zmerenie și cu râvnă treptele acestea ale vieții monahale, ajungând preot și la 25 de ani egumen al mănăstirii, apoi a fost ales episcop de Rădăuți și apoi mitropolit la Iași. 10 ani a păstorit Biserica Moldovei, 1750-1760, făcând o mulțime de binefaceri către întreaga societate, nu numai către zona bisericii și a monahismului. După 10 ani a fost nevoit să-și dea demisia pentru că a intrat într-un conflict foarte puternic cu conducerea politică din acea vreme, pentru că el luase apărarea poporului într-o problemă foarte importantă și foarte gravă. Era o dare, un impozit, cum spunem noi astăzi, văcărit se numea, care îi sărăcea foarte tare pe oameni. Chiar și nici copiii nu mai aveau oamenii pentru că nu aveau ce să le dea să mănânce. Îi afecta mai ales pe oamenii săraci. Sfântul Iacob a pus un blestem asupra acestui impozit al văcăritului. Blestemul acesta, practic, având ca efect interzicerea, pentru că oamenii nu treceau peste blestem, ci măcar oamenii de la conducerea statului, având ca efect interzicerea acestui impozit al văcăritului. S-au schimbat câțiva domni, era perioada domnilor Fanariote și până la urmă, în anul 1760, datorită conflictului cu voievodul, cu domnul Fanario din acea vreme, a fost nevoit să-și dea demisia, s-a reîntors la Pudna, unde au continuat înnoirea mănăstirii. Ca părinte al țării s-a îngrijit și de strămoși, a făcut pomelnice cu domnii Moldovei, cu mitropoliții Moldovei, a refăcut mitropolia de la Iași, a înființat spitalul Sfântul Spiridon din Iași, transformând
o biserică de mir în mănăstire și cu veniturile mănăstirii finanțând Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, actualmente este cel mai mare din Moldova. Cu o deosebită dragoste pentru educație, pentru copii, pentru construirea bună a viitorului adulți, pentru formarea lor bună, a tipărit primul abecedar din Moldova. Exact în anul 1755, când s-a apucat să înnoiască Pudna, a tipărit și primul abecedar din Moldova, Bucvar se numea. Vreme de 50 de ani, în partea aceasta de țară, după abecedarul tipărit de Sfântul Iacob și apoi retipărit, au învățat copiii. Tot din dragostea aceasta pentru educația copiilor, a înființat prima școală de la țară din Moldova în 1759, chiar aici lângă mănăstire. Călugării mănăstirii vor avea grijă decenii bune de copiii satului, ei vor preda acolo. Gândirea Sfântului Iacob legată de educație era că prin educație omul se cunoaște pe sine, cunoaște lumea din jur și prin această bună cunoaștere cunoaște că a fost creat de cineva și întreaga lume a fost creată de cineva, de Dumnezeu, bineînțeles, și cu un anume rost. Înțelegându-și rostul lui, rostul omului, omul poate să se apropie de Dumnezeu, să folosească potrivit lucrurile acestei lumi și cea mai potrivită folosire, să spunem așa, a noastră înșine și a lumii întregi este dragostea. Și prin dragoste să se mântuiască, să trăiască veșnic împreună cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Sfinții și cu toți cei ce se mântuiesc în Împărăția Cerurilor. Aceasta era gândirea Sfântului Iacob despre educație. Multe alte binefaceri a făcut ca părinte al țării, a potolit la un moment dat o răscoală care amenința să devină foarte sângeroasă, atât și din partea răscuraților puteau să moară foarte mulți oameni și din partea familiei domnești puteau să fie omorâți. A reușit la un moment dat să scoate tătarii din țară care prădau foarte, foarte rău Moldova, o devastaseră foarte tare. Ca părinte al Pudnei, atunci când el s-a apucat în 1755 să refacă mănăstirea, ea se afla într-o stare foarte, foarte proastă din punct de vedere al clădirilor. Un cutremur dărâmase mai multe edificii sau afectase mai multe edificii, cel mai important fiind faptul că biserica avea turla stricată, prăbușită și ploua în biserică. A cerut cu smerenie părinților, le-a făcut oferta pe obștii mănăstirii, deși era un fiu al obștii și era acum mitropolita Moldovei, cu smerenie s-a adresat părinților mănăstirii, propunându-le să devină înnoitor al mănăstirii și al doilea mare titol după Sfântul Ștefan. Aceștia au acceptat și astfel a început un lung șir de binefaceri. El a refăcut turla, a refăcut biserica, a refăcut zidurile, a făcut paraclisul cu hramul Sfinții Petru și Pavel, a făcut o fântână în incintă. În biserică se păstrează de la Sfântul Iacob policandru din Naos, catapeteasma și ferecătura de la icoana făcătoare de mine a Maicii Domnului. Această ferecătură, de fapt, a fost primul gest pe care l-a făcut atunci când s-a apucat de înnoirea mănăstirii. Conștient că Sfântul Ștefan a închinat Pudna Maicii Domnului și că Maica Domnului o protește și poartă de grijă mănăstirii, atunci când a vrut să se alăture Sfântului Ștefan, a simțit să se alăture și în genunchierea lui către Maica Domnului. Și atunci primul gest al refacerii mănăstirii a fost acela de a pune o ferecătură de argint la icoana făcătoare de mine a Maicii Domnului și totodată a scos-o din iconostas și a pus-o într-o strană specială, polită cu foițe de aur, spre închinare. Binefacerile sale nu și-a însemnat numele, însă un cel mai apropiat colaborator de atunci, arhimandritul Vartule Mozăreanu, le-a descris pe toate într-un pomelnic al mănăstirii, spunând că pe toate le-a făcut Sfântul Iacob și cu smerenie nu a vrut să-și treacă numele pe ele. Această smerenie, ca și în viața Sfântului Ștefan, l-a caracterizat și pe Sfântul Iacob. Au fost amândoi niște oameni cu totul și cu totul deosebiți, ca cuprinzători ai tuturor aspectelor societății și cele văzute și cele nevăzute, care s-au îngrijit de binele văzut pentru a-i ajuta pe oameni să facă binele nevăzut, binele sufletesc. Smerenia, am spus, i-a caracterizat pe amândoi. Sfântul Iacob, de exemplu, atunci când s-a lăsat cum să fie înmormântat, a rânduit un veșmânt monahal simplu, schima mare, obișnuită pentru schimnici, și singura podoabă, singurul însemn mai prețios a fost o mică cruce de lemn împrejmuită, ferecată cu,
cu argint pe care a purtat-o la piept și care atunci când s-au descoperit sfintele sale moaște, după canonizare, în anul 2016, erau, așa cum se vede, de culoarea pâinii coapte și frumos mirositoare și această singură podoabă era ca o pecete pentru lepădarea de lume. Cât atunci când s-a lepădat de demnitatea aceasta foarte înaltă de mitropolit și s-a reîntors la Pudna, a spus câteva cuvinte care explică gestul său. Mă lepăd de toate ale lumii și de cinstea lumii pentru că focul jurământului în cap nu vreau să-l iau. Focul jurământului, adică se dezlege blestemul pe care el își îl pusese pentru a-i ajuta pe oamenii. În vremea în care a trăit în această lume, am spus, a fost un părinte al țării și un părinte al bisericii și un părinte al monahismului, un părinte al Pudnei. Sub mâinile lui, ca niște aripi ocrotitoare, s-a dezvoltat Pudna și sihăstriile ei și așezămintele ei din acea vreme, sihăstria Pudnei, sihăstria Ursoaia. Și mănăstirea cea veche, cum se numea, așezământul dedicat educației, să spunem așa, activității cărturărești, lângă biserica Dragoș Vodă din sat, unde s-a făcut și acea școală pe care el a înființat-o pentru copiii satului. Ne aflăm în cimitirul mănăstirii Pudna, loc unde și-au găsit odihna cea veșnică, viețuitorii, stareții, părinții mănăstirii Pudna din ultimii 150 de ani. Cu deosebire se află aici părintele Iachim Tunciuleac, ultimul stareț al mănăstirii, înaltul arhiepiscop al Americii și Canadei, Victorin Ursache, și cea care a venit să îi completeze așa ca un frumos buchet, Maica Benedicta, academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga, profesoara de litere, care l-a iubit mult pe Eminescu și care a dorit să fie mormântată aici, la lăcașul pe care Eminescu l-a numit Ierusalimul Neamului Românesc. În spatele acestor monumente de piatră se simt gândurile lor, memoria lor și rugăciunile lor. Suntem la căpătăiul părintelui Iachim Tunciuleac, ultimul stareț al mănăstirii Pudna, care a trecut la Domnul în 1998, blând și smerit, adormind în scaun de spovedanie. Tot aici a găsit locul de odihnă veșnică, înaltul Victorin Ursache, arhiepiscopul Canadei și Americii. Chiar s-au întâmplat niște lucruri frumoase la mormântarea lui. În 2001, era zi de vară, trupul a fost descoperit după 7 zile de purtat pe drum din America aici și o bătrână care asista la mormântare a spus, e așa de frumos, păi îl mai dați în groapă. A fost o trecere cu pace, cu liniște, la lăcașurile cerești. Mulți din stareții mănăstirii Pudna și din secolul XIX și din secolul XX, care și-au dus o viață frumoasă de jertfelnicie, de rugăciune, de punere în slujba pelerinilor, s-au mormântat și ei aici și fac parte din patrimoniul nostru uman, să-i spunem, că dacă dincolo de ziduri sunt oameni și dincolo de aceste pietre tot oameni sunt, și noi simțim așa vii și prezenți ca partea familiei noastre lărgite. Cumva toată această stare împreună cu ei ne face să ne simțim că suntem cu aceeași chemare, cu aceeași vocație toți. Unii au ajuns la odihnă, noi încă mai trebuie să ne ostenim un pic ca să ajungem acolo. Noi aici venim ca să găsim acel moment de reculegere, de liniște sufletească, să mai facem o rugăciune pentru ei, să mai facem o rugăciune către ei și să câștigăm un pic din liniștea pe care ei deja au dobândit-o. Pudna pentru mine este mai întâi locul întâlnirii cu Hristos. Este locul întâlnirii cu istoria acestui neam. N-aș putea să spun că am iubit neamul și țara mai mult înainte de a veni aici. Și aceasta am învățat-o de la Ștefan cel Mare, că fără a ne iubi neamul și țara este greu. Pudna înseamnă pentru mine împlinire. Împlinire în Dumnezeu. Pudna pentru mine înseamnă formare.
m-am format în Duhul Sfânt strămoșilor noștri. Putna dincolo de ziduri, putna înseamnă viață, putna înseamnă comuniune, putna înseamnă întâlnire, întâlnire cu Dumnezeu și cu Sfânt strămoșii noștri, că parcă oriunde te-ai duce prin acest colț din mănăstire, peste tot parcă simți urma Măriei sale și a Sfânt strămoșilor. Din fiecare piatră, din fiecare loc din mănăstirea aceasta, fiecare broderie care o privești sau fiecare lucru care îl privești în muzeul mănăstirii, nu găsești nimic altceva decât urmele Sfânt strămoșilor noștri și toate te duc către dragostea față de Dumnezeu și față de neamul și țara aceasta. Cred că putna dincolo de ziduri înseamnă într-un singur cuvânt împlinire. Împlinire în Dumnezeu și așezare în istoria acestui neam. Omul este chemat de Dumnezeu pentru a se împlini. Și libertatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, acest dar mare de la El, când noi suntem conștienți de acest dar, atunci îl căutăm. Și împlinirea noastră nu poate să fie decât numai în Dumnezeu. Fiind creați de El, a așezat în interiorul nostru această căutare. Ei bine, sunt atâția viețuitori care vin și ei caută. Și nu s-ar așeza, nu ar rămâne, dacă nu s-ar simți împliniți. Pacea lăuntrică și împlinirea duhovnicească cred că este lucrul cel mai important în viața noastră. De aceea sunt și atâtea suflete, atâția creștini care vin din dorul lor. Într-una de rugăciunile bisericii noastre se spune: îndulcit-o mai cu dorul tău, Hristoase, și mai schimbat cu dumnezeiasca ta dragoste. Cred că împlinirea acestui cuvânt, când Dumnezeu ne urmărește cu dorul Său, sau mai bine zis, când Dumnezeu ne biciuiește cu dorul după înălțime, după El, și împlinirea de acum întru El prin dragostea pe care o răsădește în inimile noastre, acesta este scopul și împlinirea noastră. Să fii biciuit de dor după Dumnezeu și să simți dragostea lui Dumnezeu, cum ea mișcă inima, transformă conștiința și determină voința. Atunci când l-am iubit pe Dumnezeu și iubim pe Dumnezeu, în căutarea aceasta, în dorul nostru după Dumnezeu, atunci, în aceeași măsură, îl putem iubi și pe aproapele. Și aceasta nu este altceva decât împlinire. Împlinire lăuntrică, adică pace, bucurie, așezare, echilibru, discernământ în faptă și în cuvânt. Și când le ai pe toate acestea, ce-ți mai lipsește?